Sau de sunt Paul și bine v-am găsit la Unumix. Astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai așteptate și spectaculoase evenimente muzicale din România, Untold Festival 2024. Am fost, am văzut și acum sunt aici pentru a vă povesti cum a fost atmosfera la acest festival incredibil, ce artiști au urcat pe scenă, ce ținute au purtat festivalierii și, bineînțeles, ce așteptări au pentru ediția următoare. Honored to be with you here tonight in your home. Thank you so much for having us here tonight on this stage with you. Thank you. When the sky turns black, I'll be the light you need. I'll go to hell and back. I'll be your remedy. And gotta have no doubt. I've always wanted to play this festival. It's gonna be a good time. Make some noise for me! All the love and the energy and the crowd and like it's magical. Drown out the smoke when every wildfire's blazing. Yeah. Tonight is about freedom, okay? Cele 4 zile de festival, Cluj-Napoca a fost transformat într-un oraș al magiei, cu scenografii spectaculoase, lumini strălucitoare și un sunet incredibil care a făcut ca fiecare notă să fie simțită până în adâncul sufletului. Parcă fiecare colț al orașului vibra în ritmul muzicii, iar entuziasmul era la cote maxime. Haideți să luăm puțin și atmosfera festivalului. Și acum să vorbim despre artiștii care au făcut ca această ediție a festivalului să fie una memorabilă. Line-up-ul din acest an a fost unul divers și a reunit atât nume consacrate, cât și artiști energici din toate genurile muzicale. Printre capetele de afiș s-au numărat superstaruri internaționale precum Lenny Kravitz, Sam Smith, Burna Boy, Martin Garrix și Swedish House Mafia. Cel despre care s-a vorbit foarte mult pe rețelele de socializare este Sam Smith. E bine, el a urcat în mai multe rochi pe scenă și a cântat despre drepturile LGBT pe scenă. Thank you so much for having us tonight.
Acesta a stârnit un val de reproșuri la adresa sa în mediul online. Chiar și creatoarea de modă, Dana Budeanu, celebră pentru criticile sale în spațiul public, a făcut o postare pe pagina sa de socializare în care îl critică pe Sam Smith pentru prestația sa, dar și pe Delerick, care a fost amendat după prestație de către jandarm pentru limbaj licențios. Eu am mai spus, bă, a fi prost nu e o dramă. Cred. Păi că și cum ești gras, slab, prost, deștept. Un public foarte pestrit s-a adunat la scena principală vineri seară, în a doua zi de Antol 2024, unde trupa Vama a făcut încălzirea. Tudor Chiril a mixat la propriu, moment savurat de spectatori, unii luați pe neașteptate. Deși secvența la platane a făcut parte din mai multe concerte, ultima dată am văzut-o la Arenele Romane, București, 27 iulie 2024. Foarte așteptat, Lenny Kravitz și-a făcut intrarea după mai bine de jumătate de oră, dar nu cu întârziere față de ora stabilită. Spectacolul a început cu un incident, probleme de sunet la chitare. Vă place cum sună chitara? A întrebat publicul. Lenny și colegii, pe care i-a prezentat mai târziu ca fiind familia sa de pe scenă, s-au retras preț de câteva minute spre stupoarea unora dintre spectatori care nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Când au revenit, au luat show-ul de la zero. We are back. That's the beauty of live music. This is the way it goes sometimes. We came to do it right for you. So let's do it again. Și după această declarație a urmat Are You Gonna Go My Way din 1993, cântată a doua oră impecabil. Is the guitar working now? We're gonna get it right for you. Some of our shit blew up, and we got our sound back. That's the beauty of live music. This is the way it goes sometimes. We came to do it right for you, so let's do it again. Folclorul la putere în Antol 2024. Ultima seară a ediției a noua de Antol a marcat și un moment folcloric special pe scena principală. Moment special dedicat simbolului Avram Iancu. Celebrul interpret de muzică populară Nicolae Furtu Iancu a urcat pe scena publicului pe cea mai mare scenă din festival, alături de ansamblul Dol Transilvan. Acesta a interpretat imnul României și celebra melodie dedicată lui Avram Iancu din Țara Moților Noi Am Venit. Apte-te, române, din somnul cel o parte esențială a festivalului Antol este, desigur, moda. Anul acesta festivalierii s-au întrecut pe ei însuși în ceea ce privește creativitatea ținutelor. Am văzut de toate, de la ținute inspirate din cultura rave, cu culori neon și materiale efective, până la lucruri boho chic, pline de dantelă, franjuri și accesorii supradimensionate. Culori pastelate, imprimuri psihedelice și elementele strălucitoare au fost peste tot. Iar festivalierii au demonstrat că Antol nu este doar despre muzică, ci și despre exprimarea personalității prin modă. The pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like this. Să nu uităm de machiajul extravagant și de coafurile îndrăznețe care au completat perfect aceste ținute. Glitterul a fost, ca de obicei, la mare căutare, iar combinațiile de culori și forme au transformat fiecare participant într-o adevărată operă de artă. Și după atâta distracție, am fost curioși să aflăm ce așteptări au festivalierii pentru ediția de anul viitor, pe cine și-ar dori să vadă pe scena de la Antol 2025. Mulți dintre ei și-au exprimat dorința pentru artiști precum Aerozen, Travis Scott sau Drake. Chris Brown, 50 Cent. Pe Boris Brejca. If it could happen, Travis Scott. Travis Scott. The Weeknd. David Guetta. J Balvin. Eu vreau să văd pe Rihanna. Aerozen. Wiz Khalifa. Pe Maluma vreau să-l văd. Travis Scott.
Cage the Elephant. Eu aș vrea să vină din nou Armin. Eu sincer pe Future aș vrea să-l văd. David Guetta din nou. În concluzie, Pantol 2024 a fost un festival de neuitat, cu o atmosferă magică, artiști de top, ținute care au furat privire și un public cu o energie neașteptată. Așteptările sunt mari pentru anul viitor, deoarece știm cu toții că este o ediție aniversară. Se împlinesc 10 ani de Antol. Și să nu uităm că urmează Antol Dubai. It all starts with a dream. A dream so big that you're afraid to say it out loud. Then you take the first step. Then another. And another. And once you've come far enough, your inner spark starts to shine, brightening the others. Then, the magic starts to happen. You realize that this is the first mega festival in Dubai. Dubai, you've been touched by the power of music and the might of many. And this is just the beginning. Close your eyes and imagine it. Bigger. Better. Can you feel it? The rest is untold. Încă nu avem artiști anunțați pentru Antol Dubai, dar dacă vreți să aflați, trebuie să rămâneți alături de mine și de 1plus TV. Like, share și subscribe. Eu am fost Paul, numai muzică bună până data viitoare și revenim cu picanterii. Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.